Zilnic sute de refugiați vin în Republica Moldova pentru a primi ajutor. Disperați, oamenii povestesc cu groază despre clipele prin care au trecut. Ajunși în țara noastră, aceștia sunt cazați temporar la cele mai apropiate centre de plasament. Cu lacrimi în ochi, această femeie spune că a venit în Republica Moldova împreună cu fiica ei, care are doi copii. Unul dintre aceștia s-a născut cu o lună înainte de a începe războiul. După ce câteva zile au dormit în subsol, au decis să vină în țara noastră. Noi suntem din Nicolaeva. Copilul are o lună. Noi am stat în subsol. A fost foarte periculos și am decis să venim în Moldova. Nu știm ce o să facem mai departe. Soțul a rămas acasă. De la deschiderea centrului Călărășeuca din Ocnița, care se află la 2 km de la trecerea frontierei, au fost cazați peste 1000 de persoane. O parte dintre aceștia sunt adăpostiți temporar, iar ulterior merg mai departe la rude sau în alte țări. Noi acum mergem la sora mea în Polonia. Copiii puțini au fost bolnavi și noi ne-am oprit aici pentru a-i trata. Eu vreau ca să ne întâlnim cu toată familia, pentru că am rude în toate țările. Cred că împreună vom reuși să trecem această perioadă dificilă. Aici este foarte bine. Suntem hrăniți ca acasă. Este cald și bine. Mai departe voi merge în Italia, la fiica mea. Prin centrul nostru au trecut circa 1100 de oameni. Le acordăm ajutorul legal, fiindcă vă dați seama că din cauza războiului mulți nu erau pregătiți, nu aveau pașapoarte internaționale sau n-au dovedit să le ia. Și noi îi legalizăm pe teritoriul Moldovei. Sunt hrăniți de 3 ori în zi. Copiii sunt asigurați cu scutice, cu lactate, cu biscuiți. Ajutor am primit din partea persoanelor fizice, cancelare de stat. Până în prezent, în Republica Moldova au fost deschise 93 de centre de plasament temporar pentru refugiații din Ucraina.